Dacă suntem onești, putem să vedem că fiecare dintre noi are o dependență. Eu văd părinți care vin la ecografie cu copilași de 7-8 lunișoare și le pun telefonul în față ca să se liniștească copilul. Nu se mai dezvoltă o anumită zonă din creier care e responsabilă de compasiune, de empatie, de concentrare, de conexiune. Dacă eu vreau ca să le fie bine copilor mei și să nu ajungă să fie dependenți în liceu, e nevoie ca să fie bine și armonie în familie. Să ne uităm dincolo de simptom și dincolo de dependență, care privi ca pe un simptom, ce o să vedem? De cele mai multe ori, este un dor adânc de suflet, după o conectare. Și în zilele noastre, într-un procent cuvârșitor de peste 80-90%, deja e statistică cifra asta, lipsește tatăl. Păi dacă Dumnezeu e cu mine, cine e împotriva mea? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Eu Pot, prima emisiune de dezvoltare relațională din România. Astăzi eu am alături de mine pe doamna dr. Elena Barbu, specialist în ecografie, dar și în imagistica sufletului. Iar pe mine astăzi despre imagistica sufletului mă interesează. Bine ai venit, Elena! Bine te-am găsit, Anca, și îți mulțumesc tare mult pentru invitație! Uite, eu îți propun astăzi să vorbim despre emoțiile, despre durerile din spatele dependențelor. De ce îți propun asta? Pentru că în momentul de față există campanii de conștientizare peste tot în media și în online și la televizor și la radio, da? Că drogurile nu fac bine, că trebuie să reducem consumul de alcool, că fumatul nu face bine, este înscris inclusiv pe pachetul de țigări. Însă prea puțin spre deloc se vorbește despre ce dureri ascund toate aceste dependențe, indiferent dacă ele sunt social acceptate sau se pedepsesc cu închisoarea. Da, un subiect foarte drag sufletului meu, pentru că dacă suntem onești, putem să vedem că fiecare dintre noi are o dependență. Nu doar dependența de droguri este dependență, nu doar fumatul sau alcoolul sau consumul de dulciuri sau cititul sau jocurile de noroc sau, toate sunt dependențe, chiar și cea de telefon. Și dependența de telefon, eu o văd ca pe un fenomen social. Aici ar fi bine să tragem un semnal de alarmă părinților, pentru că eu văd părinți care vin la ecografie cu copilași de 7-8 lunișoare și le pun telefonul în față ca să se liniștească copilul. Creierul este în formare. El se maturizează complet în jurul vârstei de 25 de ani. Asta înseamnă că efectul telefonelor asupra dezvoltării creierului este atât de dramatic, pentru că nu se mai dezvoltă o anumită zonă din creier care e responsabilă de compasiune, de empatie, de concentrare, de conexiune. Și practic nu se mai fac anumite legături în creier și vom aduna în viitor consecințele acestui lucru. Eu sunt un om optimist de fel, dar văzând la ce nivel s-a ajuns, de exemplu, dependențele de droguri în liceu, pentru că este un fenomen social în acest moment, stau și mă gândesc la lumea viitorului. Stau și mă gândesc la copiii noștri și la urmașii noștri cum vor fi, pentru că în spatele dependențelor, chiar dacă noi știm că nu sunt sănătoase, de ce nu se renunță la fumat cu toate imaginele de pe pachetele de țigări? Deci sunt imaginile înfiorătoare. Am fumat și eu, nu mai fumat de 20 ceva de ani. Pe vremea aceea nu erau acele imagini pe... Da? Pentru că în spate este altceva. Odată, este dependența la nivel de creier și pentru asta e nevoie să sunt modificări foarte mari la dependență. Practic, nu pot trăi fără. Aici este marea bubă. Și e nevoie să ne uităm cu foarte multă blândețe la noi și la cei dragi care au o dependență, pentru că e nevoie de mult timp și răbdare dacă vrem cu adevărat să lucrăm cu dependența respectivă. Momentul în care dependența partenerului, de exemplu, privează întreaga familie de finanțe, miroase îngrozitor în casă la dependența de fumat, sigur, da, sau și de alcool, este alterată sigur starea din cauza alcoolului, numai de blândețe nu-ți mai vine. În cuplu, eu văd că sufletul familiei sau este femeia. Dacă, și nu o spun eu, da, dacă femeia este bine, este bine tuturor. Dacă mama este bine, da, toți copiii sunt bine.
vorba aceea celebră de altfel, care mi este foarte dragă: când sunt copiii fericiți, când sunt părinții fericiți. Deci, practic, dacă eu vreau ca să le fie bine copiilor mei și să nu ajungă să fie dependenți în liceu, e nevoie ca să fie bine și armonie în familie. Privind dependența ca pe un simptom, și ne-a arătat munca sistemică de constelații că în spatele simptomului este altceva. Și acum aș vrea să ne deschidem puțin, să ne uităm dincolo de ceea ce pare. Pentru că niciodată nu e ceea ce pare. Noi punem etichetă, copilul nu este bun. Și am făcut și eu asta cu fiica mea când a fost în liceu. Am împărtășit în cartea Darul Constelațiilor parcursul nostru împreună. Să ne uităm dincolo de simptom și dincolo de dependență, care privi ca pe un simptom, ce o să vedem? De cele mai multe ori, este un dor adânc de suflet, după o conectare. Și în zilele noastre, într-un procent cuvârșitor de peste 80-90%, deja e statistică cifra asta, lipsește tatăl. Păi în condițiile în care există multe familii monoparentale, există familii monoparentale în care mama este obligată de condițiile socioeconomice să-și petreacă cea mai mare parte a zilei producând bani pentru întreținerea copilului, în condițiile în care sunt bărbați neasumați, au lăsat-o gravidă și au dispărut. Există fertilizări in vitro în care femeia este asumată singură de la bun început. Așa este. Iar și asta vine un fenomen. E nevoie să ne uităm la consecințe. Pentru că, de exemplu, te spui de FIV. Am avut și eu cazuri de doamne care au făcut FIV, l-au așteptat pe Făt Frumos, n-a apărut Făt Frumos, bătea ceasul biologic și au făcut FIV și au chiar gemeni foarte frumoși și sănătoși. Nici ea nu cunoaște tatăl copiilor și nici acei copii nu vor cunoaște tatăl niciodată. Eu văd ca o mare durere în suflet. Femeia va fi împlinită că va fi mamă, dar mai târziu copiii o să întrebe mama și tata, unde-i tata? Și cu sufletul își vor căuta tatăl inconștient în toată lumea. Efectul acestor vremuri pe care le trăim asupra, cum spui, familiei monoparentale, în care sunt multe femei singure, cu un copil și doi, dincolo de poveste. Femeia muncește mult, are un serviciu pe acte, chiar două, se ocupă de casă, de copil, știm. Dar unde se ajunge? Într-un interval scurt de timp, la epuizare. Femeia este epuizată fizic, este epuizată psihic, este epuizată emoțional. Și, practic, efectul care este? Nu mai are timp și resurse, pentru că avem și noi limitele noastre, să mai oferim afecțiune copiilor noștri, indiferent de vârsta lor. Și această lipsă de afecțiune, măcar un pic în fiecare zi, va duce la nevoia copilului de dependență să aparțină unui anturaj. Și după ce se tânjește, de fapt, după conexiune. Avem nevoie măcar de o persoană ca să aibă încredere în noi, Anca. Dacă nu e mama, să fie tată. Dacă nici mama, nici tata, să fie o bunică, să fie o mătușă. Să fie o persoană care să aibă încredere în noi. Un adult neapărat. Un adult. Indiferent de vârsta copilului. Da, mai la adolescență. Pentru că acest fenomen în care lipsește tata la adolescența copilor, după 12 ani, tata este mai important ca mama în relație după 12 ani, pentru câțiva ani. Tânăra are nevoie de tata ca să, pentru că e primul bărbat din viața fetei, tata, da? În situațiile în care au fost părinții împreună, bineînțeles. Practic, tata e prima iubire a fetei, da? E primul bărbat și prima iubire a fetiței de 5 anișori. E nevoie ca undeva între 12 și 16 ani, cu aproximare, tata să fie prezent, ca fata să aibă încredere în bărbați. Wow. Și încrederea asta ți-o dă un tată sănătos și prezent. Tinerii, băieții, au de nou nevoie de tata. De ce? Au fost pe mâna mamei până atunci, pentru că pe mâna tatei un bărbat, un băiat devine bărbat. Și în adolescență se formează personalitatea, undeva până în 16 ani. Atât de important este prezența tatălui. Și tata lipsește. Lipsește. Lipsește fizic, lipsește emoțional. La rândul lor și ei sunt răniți și loviți în aripă, pentru că povestea fiecăruia. Și vine această mare povară pe femeie, pentru că sunt situații în care e nevoie să te desparți, pentru că mediul din familie este atât de dăunător și disfuncțional, încât dăunează și creșterii copilului. Dar asta e la suprafață, dar în suflet copilul, indiferent de vârsta lui, își dorește să fie cu ambii părinții.
Păi și ce e de făcut? În condițiile în care situațiile reale de viață sunt astea. Mama, încă o povară tot pe femeie, să fie bine cu ea. Și acum vine întrebarea, când este o femeie bine cu ea? Păi, femeia e bine cu ea când e bine cu mama ei în suflet și împăcată, când e împăcată cu tatăl ei, exact așa cum a fost, că dacă lipsește tatăl din relația femeii, nu va fi prezent în relație și nu va avea relație de cuplu sănătoasă. Asta e valabil și pentru bărbați, bineînțeles. E femeia bine când își dă timp de odihnă. Dar e important să precizăm că a fi împăcat înseamnă să accepți pe fiecare persoană din viața ta așa cum este ea. Să nu mai vrei să schimbi. Nu înseamnă a te împăca cu unul dintre părinți care poate ți-a fost toxic, nu? Să te iei în brațe și să continui relaționarea. Nu despre asta e vorba. Pentru că nu e cum să te duci la un părinte care nu a fost prezent 30 abuzit de ani în viața ta. Sau eu știu ce cazuri mai și așa sunt. Mai departe, care fiecare povestea lui. Mă duc după 30 de ani, vai tată, ce mult te iubesc, te iau în brațe. Nu merge așa. Pentru că ce se întâmplă? Poți să te duci să-ți găsești tatăl după 20 de ani, știu cazuri concrete, dar poți să ai șansa, dacă acel tată nu s-a uitat și el puțin la durerea lui din suflet sau nu s-a gândit la tine, să retrăiești abandonul pe care l-ai trăit, de exemplu, în copilărie și practic se reactivează acea durere din suflet, da? Și în loc de un bine, te aruncă și mai mult în groapă. E nevoie să ne împăcăm cu părinții noștri în interiorul nostru. Aici trebuie să lucrăm. Este vorba de mine cu mine și ce se întâmplă în interiorul meu. Că dacă eu sunt bine și în echilibru aici în interior, da, am să pot să fiu bine și în echilibru cu copilul meu și să-i pun limite. Pentru că dacă eu sunt în echilibru, am limite. Iar copilul adolescent apasă aceste limite, e firesc să o facă pentru dezvoltarea lui, dar noi să-i ținem limitele. Și să simtă că indiferent ce se va întâmpla în viața lui dincolo de ușa casei, el oricând este binevenit, indiferent ce se întâmplă. Dar are nevoie de o persoană în viața lui care să-l accepte așa cum este. Pentru că, așa cum spune Bert Hellinger, Părintele Constelațiilor, și așa cum se vede și Munca de Constelații, toți copiii sunt buni. Și părinților de asemenea. Pentru că și părinții, la rândul lor, sunt copiii părinților lor. Și tot așa. Uite, aș vrea să-mi aduci un exemplu din constelațiile pe care le-ai făcut de-a lungul timpului, în care unul dintre adulții familiei a venit pentru o problemă, constelația a arătat, de fapt, altceva, iar copilul din familie a renunțat la droguri. Am avut mai multe cazuri, pentru că nu e doar dependența de droguri, dar dependența de droguri trebuie să fie foarte mult lucrată, să vină părinții să lucreze. Am avut un caz foarte frumos, dar profund, nu a fost ușor, în care tânărul s-a drogat foarte mult timp, mama l-a ajutat și l-a dus la multe terapii, doar că recidivează. Constelația ce a arătat? Acel copil nu și-a mai cunoscut tatăl de la 2 ani, în vârstă de 2 ani a fost mama părăsită de tatălui biologic. A avut un tată, un bărbat care s-a căsătorit mama, dar, practic, noi aici vorbim de un adult care a fost dependent de droguri, dar în suflet, era un băiețel de 2 ani care își căuta tatăl. Constelația a arătat că tatălui biologic era în închisoare atunci, închis pentru o nedreptate, el nu știa lucrul ăsta. Deci nu știa de existența tatălui biologic? Deci nu mai știa nimic de tatăl biologic, era fost de 2 ani, tatălui era atunci închisoare, mama lui știa, mama a venit și a lucrat. Și a deschis o constelație foarte complexă și foarte amplă. Dar s-a și așezat foarte frumos încurcătura din spate. Efectul care a fost? Acel tânăr nu s-a mai drogat, n-a mai fost nevoie să recidiveze, a cunoscut o tânără și este într-o relație foarte frumoasă de cuplu și practic are așezată viața din alt loc. Dar au venit și împreună la constelații. Și a reușit și el să treacă prin niște pași în care a văzut, el era foarte furios pe mama, dar de fapt era de fapt furia mamei pe tatălui, pentru că a părăsit-o în urmă cu 20 de ani. Da? Și prin toți acești pași în care a văzut și mama durerea din sufletul copilului și a stat mama cu furia pe tată, a putut să fie copilul liber de acea furie. Eu aș vrea să înțeleg încă o dată chestia asta. Poți să punctez ceva, știi ce? Te rog. Divorțăm.
Copilul, de foarte multe ori, îl reprezintă în familie pe părintele exclus. De multe ori, tatăl care, de exemplu, dacă mama a divorțat de tată și tatăl a fost exclus pentru că mama a acceptat divorțul, copilul îl va reprezenta pe tată și va face exact ca tata. Ce nu mi-a plăcut mie femeie la bărbat și din cauza ce am divorțat, pentru că, da, va face copilul. Dacă, de exemplu, bărbatul a fost alcoolic, ce o să facă tânărul copil adolescent? O să bea. Sau o să aibă altă dependență. Sau, da, sau tata a jucat, a avut jocuri de noroc sau așa și copilul va avea o dependență asemănătoare ca tata, mama supărată pe tata și va avea nevoie să lucreze cu dependența copilului, dar în spate ce este? Iubirea copilului pentru tată. E incredibil. Și ce e nevoie? Ca mama să se împace în suflet cu tatăl copilului, dincolo de suferință, să vadă că pentru copil, exact așa cum e acel bărbat, este cel mai bun tată, chiar dacă e un criminal. Dar ne uităm la nivele diferite. Pentru că eu aici vorbesc de nivelul ăsta profund, unde e aisbergul de sub apă. Da? Și cu ce să mă conectez eu, femeie? Cu ce să încep eu? Să fac o călătorie în timp, în interiorul meu, bineînțeles, cu momentul când eu m-am iubit cu acel bărbat și am rămas însărcinat. Cu acel moment să mă conectez, pentru că acolo poate a fost iubire. Și din acel loc, dacă m-am conectat, se poate face ceva diferit astăzi. Dacă rămân în poveste și arăt cu degetul către tine, da? Știm că te iată către noi, rămân în acel loc. Eu am nevoie să schimb locul din care mă uit și să văd că în copilul meu jumate sunt eu, jumate sunt tatălui. Și chiar dacă tatăl nu o să facă procesul ăsta, pot să-l fac eu ca mamă. Să-l iubesc pe tatăl din copil, așa cum a fost el dincolo de poveste. Dacă eu îl iubesc pe tatăl din copil, copilul va fi liber. Și nu o să mai fie nevoie să se comporte ca tatălui. Aici avem nevoie să lucrăm noi. Nu e ușor. Nu e ușor, mai ales în cazurile extreme, în care, pentru că sunt generații întregi, mai ales în timpul comunismului la noi, când se căsătoreau pe ture, în fabrică, da, în fabricile și uzinele din România, tu erai în schimbul 1 în secția de femei, tu erai în schimbul 1 în secția de bărbați, ne căsătorea cumva șeful de tură și statul ne dădea acasă și mergeam înainte, că trebuia să fim căsătorite. Acolo n-a fost iubire, era doar un proiect comun. Cum face o femeie de genul ăsta să se reconecteze cu o iubire inexistentă? Iubirea de care vorbești tu că este inexistentă este pe un nivel. Da? Dar dacă ne uităm dincolo de poveste, ce am să văd? Am să văd că părinții tineri și neliniștiți, atunci când s-au iubit, au fost în serviciul vieții mele. Cum? Au spus da vieții. Cine ne-a vrut aici? Viața. Poți să-i spui universul, poți să-i spui câmpul, poți să-i spui creatorul, poți să-i spui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vrut aici. Și pe mine și pe tine. De asta suntem aici. Și mișcarea care vindecă este să mă uit dincolo de poveste, dincolo de corect și greșit, dincolo de ce cred eu că e bine sau rău, da? Și să văd că ceva mai mare ne-a vrut aici. Păi dacă Dumnezeu e cu mine, cine e împotriva mea? Ce am înțeles eu din discuția asta de astăzi este că iertarea nu este un sport. Nu ne așezăm într-o bună zi într-un fotoliu și iertarea vine peste noi. Pur și simplu iertarea este în sufletul nostru și se produce doar atunci când înțelegem că celălalt este așa cum este și dăm voie să fie așa cum este. Până data viitoare, informați-vă din surse sigure și urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. O să găsiți acolo câteva sute de interviuri care nu sunt altceva decât ferestre către o viață trăită mai ușor, mai frumos și mai senin. Secretele apei. Moleculele de apă sunt unite între ele. În ce fel sunt ele structurate. Prin excelență, când vorbim despre sintagma sau folosim sintagma apă structurată, moleculele de apă sunt unite într-o structură ordonată, ca o țesătură nu haotică, ci una foarte ordonată. Legat de apa structurată, e legat și apa ca și mediu de stocare a informației. Ea preia informații și o structurează, o depozitează. Și se structurează în funcție de
de informație. O apă care călătorește prin rărunchii munților. Memoria apei și structura ei moleculară sau aranjamentul molecular al apei este altfel decât o apă care călătorește mulți kilometri prin țevile dintr-un oraș aglomerat. Organismul uman a fost obișnuit de milioane de ani să consume apele așa cum vin ele din pământ. A băut apă din râuri. Râurile erau nepoluate, erau practic aceeași apă care erau din izvoare și totul era curat, totul era cum trebuie. Structura acelei ape este cea pentru care organismul uman s-a adaptat și funcționează cel mai bine cu acea structură a apei. Printre lucrurile certe care se poate spune despre apa structurată este că ea hidratează mai bine celula. De altfel, o apă destructurată de la robinet, organismul nu o poate folosi așa. Organismul o structurează într-un fel în care să poată fi prelucrată pentru nevoile lui. Și acesta este un proces de consum de energie care poți să-l ai sau să-l ai deteriorat sau perimat sau slăbit sau să-l ai în forță. Și atunci chiar nu te interesează, poți să bei apă și din baltă, de la robinet sau nici nu te interesează, pentru că tu ai încă forța interioară să structurezi apa destructurată și să nu te afecteze prea mult. Dar vine de contul odată cu vârsta și mai ales persoanele de la jumătatea vieții încolo ar trebui să fie mai conștiente de tot ceea ce consumă, inclusiv în domeniul apei. Apa preia toate impresiile care se întâmplă în jurul ei. O apă care călătorește însă de la izvor zeci de kilometri printr-o conductă și va fi îmbuteliată jos la șes în mii de unități pe minut sau pe oră, are o altă structură decât apa care iasă din izvor și este îmbuteliată la sursă, cu iubire, cu dragoste, fără stres, fără nimic negativ. Apa vine de la întuneric. Structura ei originală și locul în care ea se formează este în întunericul pământului și lumina îi strică proprietățile. Cu cât stă mai mult la soare, de-aia e și obligatoriu prin lege să scrie a se feri de razele directe ale soarelui și așa mai departe. Toate aceste lucruri puse cap la cap sunt făcute ca să perpetueze starea ei originală până în momentul consumului.